Bună seara tuturor, sunt Arotela cu partea a doua pentru vărsători, despre viața intimă și despre viața personală, voi și, eu știu, cineva din viața voastră. În acest set poate să apară altă persoană. Am început etalarea mai devreme, după cum vedeți, cărțile sunt puse pe masă și s-a întrerupt, așa că va trebui să repet înregistrarea. Mai devreme din setul acesta de cărți ați avut valetul de bâte și trei de bâte. Și am discutat despre faptul că vă furați niște momente de pasiune, de pasiune sălbatică, așa, dacă pasiunea poate să fie calmă, în fine, mai spun și o prostie. Și trei de bâte la drum. Probabil vă întâlniți la drum cu cineva cu care aveți aceste momente de nebunie, de dorință. La capătul setului acesta de cărți, încă nu l-am desfăcut, aveți magicianul. Pentru unii, dar poate să fie semnul gemenilor sau al fecioarei, sau mare grijă, cineva care manipulează situația. Cine o fi, rămâne de văzut, nu stau să judec. Eu vă arăt ce cărți îmi apar și vi le citesc pe toate părțile. Și varianta bună și varianta nebună. Am zis că acestea ar reprezenta cărțile ce vă doriți voi. Voi și ei. De ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor? Oricând puteți schimba poziția, oricând puteți fi voi aici și ei aici. Trecând peste asta, la capătul setului aveți balanță. Chiar dacă nu aveți de-a face cu o balanță, balanța reprezintă casa 8-a în acest set. Casa 8-a scorpionului, a sexualității și avem și cărți, da? Sexuale. Balanța înseamnă echilibru. Poate într-un fel sau altul, ce vi se întâmplă vă echilibrează viața intimă, viața sexuală. Nu stă nimeni să vă judece. Dar în spate aveți un magician. E a treia oară când apare acest magician. Nu mai zic de zodii. Cineva, posibil, manipulează într-o formă sau alta. N-am cum să nu mă gândesc la așa ceva. N-am cum să nu mă gândesc la așa ceva. Acum, știți cum e? Că și păcăliciul ăsta poate să fie plin de farmec și să ne facă plăcere să fim păcăliți și să-i permitem să fim păcăliți. Pentru că este adorabil în felul lui. În continuare ce aveți? Regina de spade, că sunteți voi, că e alt semn de aer. Dar, în seara asta, observați ceva la această regină de spade. Nu doar că ar da ordine, musai, văd că este relație la distanță, este o oglindă, este un screen între voi. Poate aveți convorbiri pe Facebook, pe internet, pe Instagram, pe ce se poartă, video call, poate chiar și mai mult prin video call pentru unii dintre voi care sunteți mai îndrăzneți, pentru că aveți un soare, aveți o bucurie. Efectiv, această comunicare vă aduce bucurie. Dar vă restricționează, eventual 4 este simbolul căsniciei, vă restricționează sau vă îngreunează deschiderea față de cei de acasă. Am zis că este posibil să fiți manipulați și atunci situația teoretică ar trebui să se echilibreze într-un fel. Variază de la o persoană la persoană. Dar să nu uitați că tot ce ține de balanță și de scorpion, orice planete ați avea, mai ales doamnele, reprezintă situații, probleme cu burtica. Poate unele chiar aveți probleme cu burtica. Ce vă doriți voi? Trei de spade. Sunteți într-un trio. Știm asta unii dintre voi. Nu toată lumea, evident că nu toți sunteți în trio. Evident că nu vă doriți să vă răniți inima, dar conștientizați că la un moment dat s-ar putea să vă doară. Ori separarea de fostul de fosta, ori separarea de noua dragoste. Pentru că în poziția fricilor aveți îndrăgostiții. Iar un trio, da? Și știți că la un moment dat va trebui să alegeți. E o alegere importantă în dragoste. Fiecare persoană are gradul ei de impact asupra voastră. Poate persoana aceasta nu este la fel de deschisă, dar vă oferă susținere în timp, financiară, morală, familială, ce vă poate, stabilitate, ce vă poate oferi, da? Persoana aceasta e deschisă, vă oferă sexualitate, vă oferă pasiune, dar nu puteți fi împreună, da? Să zicem. E o alegere importantă, de asta vă este frică, de acest moment vă este vouă frică. Evident că poate să fie și un geamăn, dar trecând peste asta,
Aici, cineva. Cei doi aproape că nici nu observă persoana din umbră. Cineva știe de voi, mare grijă. Dar este în poziția dorințelor. Poate unii vă doriți să nu vă mai pese de nimic și să vă lăsați în a voia dorințelor. Chiar dacă știți, da, ok, sunt într-un trio. Ce să fac? Pentru unii poate că e mai importantă dorința, nevoia fizică decât orice altceva. Doamnele s-ar putea să fie un pic fermecate de felul în care domnul vorbește, comunică cu ele, poate transmite muzică, poate, eu știu, are un fel de a se exprima mai fascinant. Poate are o voce foarte frumoasă. Ei, și lucrurile astea, fiind trei, fiind spade, o excită, o încântă. Dar trecând peste aceste detalii, cei doi, evident că sunt prinși, sunt captivați unul de celălalt și, uite, nu observă că sunt urmăriți. Mare grijă. Ce își doresc ei? Marele preot. Aș putea să zic că își doresc căsătorie cu voi. Dar greuți, greuți, greuți. Pentru unii, da. Nu pentru toată lumea. Și-ar dori căsătorie. Dacă se pot căsători cu două femei și știu un caz. Dacă se pot căsători cu două femei. Dar nu toată lumea își permite asemenea situații, da? Asemenea excentricitate, să zicem. Așa că își doresc să rămână în căsnicia în care sunt. Sau oricum își doresc o chestie stabilă. Sau dacă se poate să rămână și în căsătorie și în acest trio. Sunt trei cărți în acest moment care arată trio, dragii mei. Ce pot să zic? Nu stau să judec pe nimeni? Decât voi știți ce vreți. Cărțile arată ce arată. De ce le este teamă? De cavalerul de spade. Este în poziția fricilor. Și cred că le este teamă să nu se vorbească despre ei. Să nu-i afle lumea. Pentru că aici iar este o persoană care îi urmărește. Vă urmărește, fiți atenți, da? O persoană care vă urmărește și aici sunt două deja. Degeaba încercați să vă feriți, să blocați comunicarea cu ceilalți, poate puneți sabia în ușă, da? Încercați să vă feriți, într-un fel sau altul s-ar putea să se afle. Și nu doar să se afle că este o relație atipică, da? O relație destul de îndrăzneață, ca să spun frumos. Și de acest lucru le este lor frică. Să afle lumea de ce ați ajuns împreună. Pentru că, evident, cei din căsătorie eventual n-au comunicat, că probabil nu degeaba tușesc eu cu ei, și nu comunicați spade și nu le-au permis anumite fantezii. Aceasta ar fi, să zic, etalarea sexuală. Da. Ah, pentru vărsători. Soare, lună, Venus, ascendent în vărsători. Acum, etalarea aceasta, oarecum mai normală. Poate aici să apară soțul, soția, altcineva, altă persoană. Mai amestec o dată, da? Soare, lună, Venus, ascendent în vărsător, decembrie 2019. Soare, lună, Venus, ascendent, decembrie 2019, vărsător. Gata, am pus-o la loc. Această etalare, ce am zis că facem? Cum făceam pe vremuri. Ce simțiți? Ia să vedem. Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Ce vă doriți? De ce vă este teamă? Ce reușiți să faceți până la sfârșitul perioadei? La fel ei, ce simt? Ce gândesc? Cum acționează, ce își doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să finalizeze. În orice situație sau în orice etalare, mai bine zis, în orice etalare, puteți să schimbați poziția voastră cu această poziție. Se pot întâmpla și cazuri de astea. Oh, era de așteptat. La capătul acestui set de cărți, vărsătorul, steaua, da? Inițial am crezut că e lunea. Vărsătorul care are iar, ori probleme de sănătate, ori trebuie să-și ia timp să se vindece dintr-o situație, din acest trei de spade.
Și steaua înseamnă credință, înseamnă vindecare. Mai presus de zodia vărsătorului înseamnă vindecare, echilibrare emoțională. Ho! Hai să vedem. Ce simțiți? 6 de spade. Poate în suflet aveți unii dintre voi multă pasiune pentru cineva. Simțiți că aveți o victorie emoțională. Cineva poate va... șase de băte. E o persoană care atrage atenția. Poate simțiți că... O să desfășor imediat cărțile. Cineva vă oferă atenție emoțională. Hai să vedem în continuare ca să... Ce gândiți? Cavalerul de băte, iar băte, foc, foc, pasiune. Ho! Vă gândiți că ați merge și da, ați avea o victorie și mentală și emoțională și pasională, că bâtele reprezintă sex, da? Am vorbit mai devreme, dar trecând peste asta, poate nu este vorba de sex aici. Vă gândiți la cineva care vă pune pe jar, chiar dacă nu-i semn de foc, într-un fel sau altul este pasional cu voi și atunci vi s-a încins și inima și mintea pentru această persoană. Vă atrage atenția, că asta înseamnă șase de băte, cineva care atrage atenția. Asta simțiți. Cum acționați? Cavalerul de spade. Poate mai distanți, dar poate mai direcți. Poate spuneți lucrurilor, poate vorbiți cu ei. Mai direct, despre ceea ce gândiți, despre pasiunea aceasta. Poate călătoriți repede, este cel mai iute, mai iute decât cavalerul de băte, da? Călătoriți înspre ei. Ce vă doriți? Asul de cupe. Cine a mai avut? A mai avut de curând cineva în aceeași poziție. Asul de cupe. Vă doriți dragoste. Asta e, vă doriți, e dreptul vostru al tuturor să ne dorim dragoste, vindecare în cazul în care aveți probleme de sănătate și dragoste față de voi. În cazul în care nu v-ați iubit, probabil că descoperiți cu această ocazie că vă iubiți. Corpul, vă apreciați corpul, simțiți că cineva vă apreciază corpul și nu doar. De ce vă este frică? Evident, de 3 de spade. Să nu suferiți, tocmai acum când iubiți. Pentru că ați suferit și cu alte ocazii când nu iubeați. Dar măcar acum, asta e, aveți un motiv. Ce reușiți? 3 de cupe. Să vă bucurați de această dragoste, de această pasiune, chiar dacă unii sunteți într-un trio. Și dacă nu este trio, 3 de cupe în aceste de cărți reprezintă o relație între două suflete care se satisfac emoțional și care au, să zic, victorii emoționale împreună, pasionale. Și luna ce înseamnă în astrologie? Luna înseamnă printre multe altele, depinde de poziție. Și viața voastră, mai ales când e într-o anumită casă, dintr-un punct de vedere știu că poate sună ciudat, dar uneori poate să reprezinte și viața voastră intimă. Uneori, în anumite poziții. Și atunci aveți victorie, aveți pasiune, să zicem, la pat cu cineva. Acum, asta e. Am zis, cavalerul comunică, merge, iute. Poate comunicați la telefon, pe internet cu ei tot timpul, că avem doi cavaleri, aveți doi cavaleri și în gând și în acțiune. Adică nu doar că vă gândiți, și vorbiți. Chiar vorbiți. Exprimați ceea ce gândiți măcar. Ei. Ce simt? Conflicte. Simt multă pasiune, dar conflicte. Eu trec din rai în iad și tot așa. Este cartea conflictelor. Se transformă emoțional toate aceste întrebări pe care și le pun. Poate sunt și geloși, poate se gândesc la concurență, la soțul, soția cu care sunteți, la vecini, la toată lumea cu care vă întâlniți. Simt oarecum și gelozie pentru toți oamenii cu care aveți voi de-a face. Dar interesant, ei au 5, voi aveți 6.
Ei încă au conflicte, voi vă simțiți oarecum învingători. V-ați găsit pe cineva cu care să comunicați măcar din punctul acesta? Dar amândoi simțiți pasiune unul pentru celălalt, asta e clar. Ha, cum, la ce se gândesc? Sau cum gândesc? Cinci de spade. Cine o fi aici? Al doilea cinci. Cinci de spade. Iar este un trio în care doi sunt răniți și celălalt învinge prin cuvânt și nu doar prin ambiție. Poate ceilalți, chiar dacă suferă, n-au nicio vină. Se gândesc la acest trio. De ce a trebuit să ajungeți aici, evident? Și oare cine va învinge în această situație? Ego-ul sau inima? Pentru că inima lor e în plin conflict, v-am spus mai devreme. Cum acționează cavalerul de... nu cavalerul, valetul de cupe. Valetul, ca și varianta, o să zic, mai imatură sau nedezvoltată a cavalerului, da? Trebuie să mai se ridice în grad. Valeții transmit și ei mesaje, ca și cavalerii. Dar acest valet se exprimă foarte delicat, emoțional, poate de-aia vi și doriți, poate acționează într-un fel care vă liniștește, poate vorbesc mai calm, deși aici s-ar putea să fie doar gândurile, nu neapărat cum vorbesc, gândurile. Poate vorbesc, se poartă calm, mai blând și vă atrag în felul ăsta. Că doar voi vă doriți asul de cupe. Acționează, cum acționează, vă oferă, ia uitați, vă oferă această cupă pe care voi vă doriți. Într-un fel sau altul vă oferă ce vă doriți. Poate la o scară mai mică, poate nu e la fel de mare cupa, dar în principiu vă oferă ce vă doriți. Ce își doresc? Ia uite, regina de bâte, domne, dar câte bâte. Iar semn de foc, berbec, săgetător sau leu. Dar nu vreau să ne fixăm pe semne de foc. Își doresc pasiune, vă doresc pe voi, vă văd ca pe un personaj, poate, regina trebuie, poate să fie și bărbat, da? Vă doresc plin de pasiune pentru ei, evident. Își doresc pasiune. Își doresc să aibă încredere în ei, dacă nu e vorba de voi, să aibă încredere pentru că regina de bâte are încredere. Și când își dorește pe cineva, se duce cu persoana pe care o dorește, nu ca alte regine. Asta își doresc. Eventual, dacă nu de la voi, de la ei înșiși. Pentru că trec prin conflicte. Da? V-am zis mai devreme. Sunt niște conflicte interioare, profunde, la nivel emoțional, este în suflet, în inimă, da? Luna. De ce le este teamă? Evident, pentru că își doresc regina de bâte, o persoană pasională, le este teamă de eremit, le este teamă de singurătate, le este teamă să nu fie trimiși în această noapte a minții, a sufletului și să trebuiască să umble mult timp singuri ca să găsească lumina, răspunsul în această situație. Le este teamă de singurătate, le este teamă să rămână singuri dacă cumva plecați, de-aia sunt și geloși și își fac conflicte. Cine va rămâne învingător în această poziție? Înțelegeți ce spun? Am zis mai devreme, conflicte, 2 de 5, da? 5 și 5. În suflet și în minte. Cine va rămâne învingător în această situație? Voi doi sau cealaltă parte? Unii se gândesc că poate la un moment dat va trebui să plecați și ei vor rămâne singuri și le este frică de acest lucru. Este o carte a singurătății. În general impusă, dar asta e. Ce reușesc să facă? Șase de spade.
Șase de spade, o carte care se detașează mental. Poate încearcă să se detașeze mental de toate aceste conflicte. A trebuit să pun mai multe cărți, dar deocamdată pun așa. Pentru că variază de la persoană la persoană. Au multe conflicte și sufletești și mentale. Și șase de spade reprezintă o persoană care reușește să plece de la aceste conflicte, de la șase, și se ducă și merge către liniște, către pace. Poate că totuși vă întâlniți la un drum, aici ați putea fi voi, semn de aer, cu care se întâlnesc noaptea în liniște și voi le aduceți liniștea, da? Că doar își fac griji și le este frică de singurătate. Posibil și așa, variază de la persoană la persoană. Eu zic că în principiu dau destule variante la fiecare carte și ar trebui să vă găsiți loc în fiecare etalare într-un fel sau altul. Dacă adaug prea multe cărți, deja grupul se restrânge pentru care vorbesc. Și, nu știu, în acest moment îmi doresc să fie grupul mult mai larg, mai general, pentru ca mesajele, cât de mici ar fi, să ajungă la unii dintre voi. Ia să vedem ce mai, ce am zis. Steaua, 4 de spade, da. 3 de bâte iar la drum. Cineva acasă ține în secret, ține la bani un semn de pământ eventual. Și totuși, există iar valetul de bâte. Pasiunea asta, pasiunea asta la care țineți amândoi, pe care o experimentați la drum, unul și celălalt vă așteptați. Eu zic că amândoi, ba unul, ba altul, iar sunt trei de bâte, trei de cupe, trei de spade, trei de spade și aici, ce să mai zic? 8 de cupe, da? Cineva se detașează iar. De ce nu l-a împlinit? Nu a împlinit-o. Și merge în secret. Of. A, e de, într-un fel este. Este bine, dar 8 de cupe se detașează de toată această problemă pentru că știe că trebuie să se vindece. 8 de cupe. Cine o fi această persoană? Eu simt că își caută. Cred că sunteți voi, pentru că voi aveți această carte în poziția dorințelor. Voi mergeți către 9 de cupe, dar este foarte posibil, în secret, în secret, da? Este foarte posibil ca acest 9 de cupe să însemne uneori fericire cu voi înșivă, da? Un pic de autosuficiență pentru că intrați într-o zonă, într-un ciclu în care ați fost trădați, ați fost răniți sau, eu știu, într-un fel sau altul v-ați pus, v-ați expus. Și faetonul arată că puteți să mergeți mai departe. 10 de spade în momentul în care nu mai permiteți să vă răniți. Eu știu ce decizii vor fi luate la un moment dat. Mergeți către bucurie, către stabilitate și către transformare, că tot e sfârșit de an. Of, mult de spus la fiecare carte, dar așa pe scurt, cam aceasta ar fi povestea unora dintre voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și, dragii mei, sărbători fericite. O să încep în curând și etalările pentru 2020. Vă pup, numai bine! Pa!